seara. Bine ați venit la un nou eveniment Humanitas, aici în Bibărian, Humanitas de la Cicurgiu. Ne pare foarte bine că sunteți într-un număr atât de mare. Asta înseamnă că, deși a trecut o lună de la lansarea cărții Bucureștiul meu la târgul de carte Bookfest, Iași a câștigat deja cititori, admiratori, lucru care ne bucură, e un semn bun. Și suntem încântați să-i avem la această a doua lansare, mai curând, o lansare eveniment, aș spune. Cea de la Bookfest s-a petrecut în atmosfera de la Bookfest, care uneori ne impune un ritm accelerat. Aici ne bucurăm să avem alături pe cea mai mare parte dintre scriitori, dintre autorii volumului, volum coordonat de doamna Chite, Gabriela Tabacu, și am să o iau de la stânga la dreapta, Ioana Nicolae, Adriana Chite, Ioana Pârbulescu, Tatiana Niculescu-Bran, Mircea Cărtărescu, Monica Pivat, Gabriela Tabacu, Dan Petrescu, Marius Constantinescu și Andrei Crăciun. N-aș vrea să trec mai departe până nu-i amintesc și pe ceilalți autori ai volumului, care însă n-au putut fi în seara aceasta alături de noi, din motive obiective, și anume Șervan Cantacuzino, Corea Roman Patapievici, Ana Maria Sfugherschi, Andreea Resuceanu, Andrei Pleșu, Corina Ciocârlie, Dance Mihăilescu, Neagu Giuvara și Radu Paraschivescu. Acest volum, în noadă, pune încă un nod, ca să zic așa, în tradiția Humanitas, inaugurată acum câțiva ani, aceea de a publica la intervalele regulate antologii. Au apărut de la cartea cu bunici și până acum o mulțime de titluri, unul mai interesant decât celălalt, care și-a câștigat cititor fidel. Și am să amintesc cele mai recente titluri, și eu am trăit în comunism, volumul coordonat de Ioan Cărbunescu, Cartea Simțurilor, volumul coordonat de Dance Mihăilescu, și ca să vedeți cum se înnoadă lucrurile, Casele vieților noastre, volumul care are în spatele său tot pe doamna Gabriela Tabacu. Dacă acolo vorbeam despre case, un volum nostalgic, încărcat de amintiri, aici vorbim despre oraș, orașul București, în viziunea a 19 autori. Bucureștiul, așa cum zicea Dance Mihăilescu, salvat în 19 suflete. O carte complexă, o carte matrioșcă, unde harta fizică a orașului se suprapune peste harta afectivă a orașului. În această carte sunt locuri pe care le cunoașteți, locuri care există cu adevărat. Sunt locuri, pe de altă parte, imaginate de autor. Sunt locuri care nu mai există și sunt povești despre locuri care e posibil să nu mai existe în viitor. Cartea aceasta are, iată, pe lângă coarda nostalgică pusă la maximum, și rolul de semnal de alarmă, deși acest clișeu poate că ne supără, fiindcă se spune de atâtea ori. E o declarație de dragoste făcută orașului în 19 povești care vor mișca fiecare dintre ele cititorii. Îi voi da microfonul doamnei Gabriela Tabacu, care să vă spună cum anume s-a clădit această carte. Ce gând stă în spatele ei? Mulțumesc, Cristina. Sunt foarte onorată să încep eu mica noastră discuție despre cartea Bucureștiul meu. Dar pentru că înainte să vin aici, am apucat să răspoiesc ultima carte apărută la Humanitas și semnată de Lucian Voia, unde am găsit un document care m-a cumpărat foarte tare, am să încep cu o paranteză. În această carte, la sfârșit, în adenda, există stenograma ședinței din 30 martie 1977 a CEPEX-ului, adică a Comitetului Politic Executiv, al Comitetului Central al Partidului Comunist Român. Aceia dintre dumneavoastră care au, știu și eu, peste 35 de ani, cred, își amintesc chiar
E vorba despre forul suprem de conducere al Partidului Comunist și că, de fapt, era locul, unde se petreceau, se împăcărau toate lucrurile legate de țara noastră. În acest document, care este absolut straniu, absolut de citit, așa cum ar trebui să fie citite toate stenogramele CFS-ului, pentru că sunt demne de capul absurdului, în acest document, care era al acelei ședințe de la mai puțin de o lună de zile, petrecută la mai puțin de o lună de zile de la Marele Cutremur din 4 martie 1977, Nicolae Ceaușescu spune ceva absolut aiuritor. El spune, deschide ședința și spune 10 cuvinte care pun diagnosticul lucrurilor ce urmează să se întâmple cu orașul. Spune așa, să știți că dacă demolăm tot Bucureștiul, va fi frumos. Deci, lucrurile se petreceau, cum vă spuneam, la nicio lună de la cutremur și este limpede că visul lui faraonic era deja foarte conturat. El avea în intenție să facă din București tabula rasa și să construiască pe ruinele lui un oraș după obsesiile care îl rânduiau. Faptul că în 1990 Bucureștiul a rămas în picioare este un nesperat noroc. Bucureștiul a rămas în picioare în 1990, având doar, și pun între ghilimele cuvântul ăsta, doar o enormă cicatrice numită Uranus și alte cicatrici mai mici, numeroase și ele, dar în picioare totuși, și asta s-a datorat unui noroc absolut, iar nu acțiunilor și întreprinderilor pe care locuitorii lui le vor fi făcut. Gândul ăsta vreau să recunosc că nu mi-a dat pace vreme îndelungată. Mai ales că am lucrat o vreme la demolări, ca o lună. Demolările au fost, de fapt, atunci după cutremur, au venit în trema cutremurului ca un pretext pe această idee pe care, de fapt, Ceaușescu avea de mult. Spaima pe care am trăit-o atunci, alături de mulți alți bucureșteni, spaima că vom pierde puținul pe care îl avem, pentru că Bucureștiul este un oraș tânăr, 550 de ani pentru un oraș înseamnă puțin. Nu are marile monumente pe care le au marile orașe ale lumii. Dar, totuși, faptul că am fost în pericolul de a pierde bisericile noastre din secolul XVII încoace, splendide exemple de arhitectură eclectică de sfârșit de secol XIX și început de secol XX, frumoasa și poate că și oarecum patetică arhitectura a noastră neoromânească, tot de sfârșit de secol XIX și început de secol XX. Excepțională noastră rezervație de arhitectură modernistă, construită în perioada interbelică, pe care o cunoaște o lume întreagă, dar care este aproape străină conlocuitorilor, ca să zic așa, a ei. Locurile unde s-a comis istoria noastră, vreme de 5 secole, spaima asta vă mărturisesc că înlocuiește în continuare, pentru că, deși vremurile s-au schimbat, din păcate, nărapurile oamenilor au rămas aceleași și bine știți că răutatea, incultura, lăcomia ne pun în continuare în pericol orașul. De asta, ce să spun, trebuie să vă mărturisesc că am rămas oarecum cu obsesia că față de orașul acesta foarte încercat, care a traversat o istorie deloc prietenoasă, avem niște obligații clare. Iar cartea asta este un fel de plată. Pentru că ea este depozitarea unei părți, e drept, infime, a memoriei orașului nostru, în care vă spuneam că s-a construit istoria țării acesteia vreme de 5 secole,
Dar este totuși un început. Iar dacă veți răsfoi cartea, veți vedea că ea nu începe cu o poveste. Ea e o carte de povestiri despre București, dar ea începe cu o lecție de istorie. Și începe în acest fel pentru că toată lumea trebuie să știe de ce, când, cum a apărut acest oraș în acest loc anume, care au fost titori importanți, cum s-a transformat el de-a lungul timpului, în ultima instanță chiar și de ce arată în acest moment așa cum arată. Iar eseul care deschide cartea noastră și care este scris excepțional de un personaj important din lumea profesiei noastre, din lumea arhitecturii, un arhitect englez de origine română și cu descendență din familii domnitoare românești, pe numele lui Șervan Cartacuzino, este ceea ce ajută pe oricine să ajungă să cunoască și să înțeleagă într-un prim gest de recuperare identitară istoria orașului nostru. Nici măcar în pasul secund nu încep povestirile. Acolo se află un text al lui Horia Roman Patapievici, intitulat București într-o fil de oraș. Un text foarte dur, care întoarce către noi un fel de oglindă și ne pune în față chipul nostru adevărat. Acela de locuitori grăbiți și neinteresați de ce se petrece în jurul nostru. Ne pune în față toate neputințele și toate indolențele noastre în legătură cu Bucureștiul. Este un text care ne aduce la ordine și încearcă să ne arate că orașul este proiecția noastră mineral, dar este o ființă vie care se transformă și care devine după chipul și asemănarea noastră. Pare să rezulte de aici că n-ar trebui să ne facem iluzia că arătăm altfel decât arată locul în care existăm. Este, cumva există acolo ideea că ni s-a dat un loc, că ni s-a dat un oraș, că ni s-a dat un destin și că avem o temă foarte importantă, aceea de a ne salva cu oraș cu tot din capcanele pe care acest destin ni le întinde perpetu. Este tema noastră de meditație și este una din mizele importante ale cărții noastre. Abia după aceste două porți se deschide Cartea Povestirilor, care, veți vedea, este foarte diversă și foarte vie și conține amintiri și gânduri și experiențe legate de oraș și regrete și nostalgii și tot felul de lucruri despre care autorii vă vor vorbi mai bine decât mine. Eu aș vrea doar să vă spun că într-o foarte frumoasă cronică pe care Marius Chivu o face în Dilema Veche, el spune că această colecție de povestiri este un cufăr cu tot felul de imagini și senzații, plin de voci și de nuanțe, este orașul privit și amintit din toate părțile, iubit și detestat, un oraș deopotrivă pierdut și regăsit, cauționat sau grațiat cu aceeași sfântă exasperare, după cum foarte nimerit definește atitudinea copită în paginile acestei cărți, Dange Mihăilescu. Am încheiat citatul și am încheiat și ce aveam să vă spun în mare fie zis, pentru că în mare fie zis așa arată cartea noastră și cam acestea sunt câteva din resorturile care o animă. Vă mulțumesc și trec microfonul mai departe. Îmi spune Cristina. M-am gândit să începem periplul nostru printre amintiri, în căutarea orașului pierdut și cu ochii țintă la orașul care mai poate fi salvat. Cu doamna Adriana Bitel, care m-a rugat să citesc un fragment din textul scris de lumina ei, un text deosebit de frumos. Și am să fac această lectură, ținând să precizez că acest text poate fi palimpsest.
Și palimpsest este probabil cuvântul care califică cel mai bine orașul în care locuim în momentul ăsta. Dați-mi voie să încep. Acum, când am deja mai multe vizite de făcut în cimitirile bucureștilor decât la oameni vii, mi se pare normal ca orașul în care trăiesc de 70 de ani, în care și-au dus viața părinții și bunicii, să poartă în anatomia lui avatarul. Sub numele de străzi stau alte nume succesive, ca la femeile măritate de mai multe ori. Memoria vârstnicilor păstrează peisaje urbane dispărute sau modificate, un București lichidat, curge prin arterele mai vechi sau mai noi, ducând pe apa gârlei locuri, oameni întâmplări. În copilăria mea, bucureștenii spuneau Dâmboviței gârla, vecheiul gârlei cu taluzul de pământ plină de sălcii și boieni înalte, la capul podului discrecarea Victoriei, cam pe unde erau pereta, s-a dus într-o noapte furtunoasă din 1954, un om să arunce în apă câțiva cocoșei de aur, pentru deținerea cărora ar fi fost arestat. Plus și economiile lui de funcționar, puse într-o pungă împreună cu un bolovan, a dispărut pentru vecie. S-a simțit ușurat, fiindcă știa ce pățiseră alții. Deși numele străzilor și firmele magazinelor se schimbaseră, ai mei le spuneau tot cum apucaseră ei. Strada Regală, Bulevardul Domniței, Parcul Carol, blocuri de Dragomir și Perechide, la statuia lui Brădianu, magazine de la Faiet, Vulturul de Mare, din Ischiotul, Leonida. Sper că v-am făcut curioși să citiți continuarea poveștii și ca să facem un pas mai departe pe cărarea amintirilor, o să rog pe doamna Tatiana Niculescu-Bran să ne povestească despre cele două străzi despre care a scris. A scris întâi despre o stradă care mi-a pus mari probleme lingvistice și nu numai în copilăria mea, pentru că nu înțelegeam de ce se cheamă strada, aleea, lunga, bradului. Și strada, și aleea, și lunga, și bradului. Și în plus, eram într-un cartier care pe vremea aia era nou, erau doar câteva blocuri cu 4 etaje și în rest bălării în care ne jucam și prindeam fluturi, era vorba de noul cartier Balta Albă. Și nu înțelegeam de ce se chema, am tot căutat o baltă prin jur și am găsit lacul Iore, desigur, care la vremea aia era neamenajat, dar nu era nicio baltă albă. Și povestesc aici cum investigațiile mele legate de Aleea Lunga a Bradului, căutând o luncă, căutând în dicționar ce-i aia lungă, ca să-mi dau seama dacă era o formă de relief care corespundea locurilor în care mă aflam, căutând brazi, nu erau brazi, pe urmă au fost brazi, îi plantase lumea în jurul blocurilor, dar inițial nu era niciun brad pe Aleea Lunga a Bradului, până când totul a fost, era pasionant, era interesant, locuiam la bloc și în jurul noilor vecini din bloc făceam tot felul de supoziții, care mai de care mai fantasmagorice între noi copiii, până într-o zi când am auzit o discuție acasă între bunicii mei despre de ce se chema Balta Albă. Și ei erau îngrijorați oarecum, pentru că aflaseră că pe vremea ciumei lui Caragea, în locul respectiv, se aduceau cadavrele celor morți de ciumă și se punea peste ele var. Și când ploua, pe urmă ani de zile și zeci de ani, când ploua, se ridicau apa băltea și era albă din pricina varului. Și așa a rămas numele cartierului Balta Albă, ceea ce pe mine m-a îngrozit, m-a înfiorat și am cerut imperios să mă mut, măcar pe timpul vacanței, la ceilalți bunici care locuiau în cu totul alt București. Bucureștiul lor era cartierul Uranus.
Și era o stradă care mai există acum doar cu numele, se chema Sfinții Apostoli. Sigur că ajungând acolo a trebuit să investighez și cine erau, de ce erau sfinți, cine erau apostolii și ce făcuseră ei, ca să știu dacă mă aflam într-un loc ceva mai sigur decât balta ciumaților lui Caragea. De cartierul Uranos se leagă nu numai amintirea bunicilor mei, refugiați basarabeni, de două ori refugiați în anii 40, se leagă un București cu totul fabulos, pe care ei l-au luat cu ei când n-au mai fost. Și de atunci am avut totdeauna impresia că există atâtea străzi câți pași circulă pe ele, atâția București câți bucureșteni, și că oamenii pe care i-am cunoscut și care ne-au fost dragi, în momentul în care pleacă dintre noi, pleacă cu totul, cu toată strada pe care au locuit, cu toată casa în care au locuit, cu toată grădina pe care au privit-o, cu toate ferestrele de la care s-au uitat, cu toate apusurile pe care le-au văzut vreodată, cu toți trandafirii înfloriți, cățărătorii, care erau mulți, mulți de tot pe strada Sfinții Apostoli din copilăria mea, cu toate pietrele străzii, era o stradă pietruită încă la vremea respectivă, și zona aceea a Bucureștiului vechi, a Bucureștiului mic burghez, erau case cu etaj, un fel de vilișoare vechi, în care bunica mea, pasionat de știință și tehnică și de tot felul de invenții, a fost pentru mine un fel de, cum zice Horia Patapievici într-un text cu totul remarcabil, aici un fel de spirit al Bucureștiului, dar nu un spirit amar, cum e în textul lui, ci un spirit foarte tonic, foarte optimist, foarte doritor să descopere de fiecare dată alt București în funcție de oamenii pe care îi întâlnea pe strada lui. Asta e Bucureștiul despre care povestesc eu în această carte, ghid sentimental, ghid nostalgic, ghid romantic, ghid politic, ghid turistic, ghid de toate felurile despre Bucureștiul nostru al tuturor. Mulțumesc! Mă gândesc că o trecere lină se face dinspre textul doamnei Tatiana Niculescu-Bran, spre textul doamnei Monica Pilat, care pune o privire la fel de nostalgică pe o lume iarăși dispărută, pentru că doamna Monica Pilat vorbește despre o stradă care nu mai este. Da, într-adevăr, eu am locuit într-un cartier Uranus, din strada pe care stăteam, se numea Ion Țăranu și era la capătul căii Rahova pe un deal. Și am încercat să evoc, și în cartea trecută, Casele Vieților Noastre, atmosfera străzii mele și a părții de oraș pe care am cunoscut-o atunci. Străzile aveau nume foarte frumoase, strada Sabinelor, strada aceasta Uranus, Ecoului. Erau străzi venite dintr-un registru muzical, formând împreună un cartier plin de vegetație, de copaci, de flori.
lor de curți în care se puteau mesele seara și când stătea până de ziua, nu existau blocuri atunci în acea zonă. Dar cum am încercat să arăt, în Bucureștiul acesta pentru mine nu a fost chiar atât de iubit, pentru că strada noastră era supravegheată continuu, mai ales casa noastră, de un personaj în maro, care urmărea să vadă cine intra și cine ieșea din curtea noastră. Am găsit până la cinezat tot felul de detalii, când aveam 9 ani și se descrie momentul în care obiectivul, adică tatăl meu, este în casă cu fetița să se dea pe sanie și avansează 500 de metri pe deal. Era o perioadă în care, sigur, București rămăsese cu acea tentă arhaică din alți ani, dar era pândit. Nu eram numai noi pândiți. Întregul oraș de atunci, de altă dată, era pândit pentru a fi demolat, cum s-a și întâmplat în cazul acestui cartier. Dar pentru mine, Bucureștiul nu a fost numai limitat la străzi și case, ci la oamenii, așa cum doamna Tatiana spunea, oamenii care dădeau farmec acestui oraș. Am încercat să le văd trei personalități care m-au marcat existența: pe poetul Vasile Voiculescu, pe care l-am cunoscut când aveam 7 ani, pe romanciera Lilita Doreanu și pe filosoful Ștefan Levițescu. Am încercat să din amintire să creez, să recreez interioarele în care îmi locuiam. Și, într-adevăr, dispariția lor am luat și casele, care rămân, de fapt, cu niște scoici goli pe o plajă pe care rătăcim și ne amintim de ei. Asta, să zicem, e partea melancolică a experienței pe care am descris-o. Dar, citind toată cartea, m-am surprins foarte fericită că fac parte din acest volum care ne-a adus împreună pe noi cei de aici. Acest volum ne-a împrietenit sufletește extraordinar, pentru că fiecare povestind despre București și despre ce-a simțit, l-a completat pe celălalt. Și nu pot decât să fiu recunoscătoare aceste întâmplări fericite. Oamenii m-am capimat și mă gândesc să vă prezint pe domnul Dan Petrescu, aflat la debutul literar. Sigur, e un fapt inedit. Ne bucurăm că s-a dat dintre autorii cărții, pentru că povestea dumneavoastră este cuceritoare. Ne povestește despre un cartier care, spre bucuria noastră, a rămas oarecum neschimbat. Cumva ne-a atins de nenorocirile care s-au abătut peste Uranus, peste centrul Bucureștiului, care au înlocuit o lume frumoasă cu o clădire oribilă. Și i-aș da microfonul lui domnul Dan Crescu să ne spună câteva vorbe. Din la capacum, din tema evoluția care îmi spun la capacum, că la vreme ce 1933 era o margine. Da, se vede? Da. În 1933 am fost, da,
În 1933 am fost martorul evoluției acestei mahalare, care îi spun și acum tot mahalare. Nefiind un termen peiorativ, evident. În textul respectiv povestesc efectiv ce s-a întâmplat cu acest cartier, care era frumos și pe atunci, care între timp s-a mai înfrumusețat, care avea niște porțiuni importante de spații cultivate cu porumb, de exemplu, iar erau locuri în care acum nici nu stai seama că nu putea să existe nimic. Sigur că copilul Iulius, da, în 63, în 66 ani, am avut niște trăiri bizare, așa, o să mă întreb ce este cineva textul, nu să afle care au fost acele trăiri, și ulterior, tot asemenea evenimente s-au întâmplat și am descris efectiv evoluția cartierului. Străzi dispărute nu prea au fost, au apărut însă o serie despre străzi, iar în legătură cu cartierele dispărute a fost un cartier norocos, pentru că era prevăzută dispariția și acestui cartier legând Casa Poporului, Parlamentul nostru iubit, cu Academia Militară. Deci trecea peste, din plin peste cartierul și am avut un cartier norocos aici. Cam asta aș fi de spus. În rest, un text. Tot despre o mahala, despre o altfel de mahala, vorbește în textul său domnul Andrei Crăciun și o să-i dau microfon. Bună seara. După cum vedeți și în imaginea alăturată, sunt un pic nepotrivit în peisaj, dar de la o margine de aici, am primit și o invitație să scriu în această carte. Prima dată n-am, fiind eu sunt ziarist român în viață, și am fost foarte grăbit și foarte neatent și foarte mereu pe drumuri, supus caznelor cotidiene și n-am fost foarte atent la cerințele celor care mi-au cerut să scriu această carte. Și am scris și eu așa o frumoasă poveste de dragoste, cum imaginam eu că ar trebui să fie, și textul mi-a fost respins. A fost pentru prima oară în viața mea, care fac presă de cotidian de 11 ani, când un text nu a intrat undeva. Ceea ce a constituit un șoc. L-am depășit, mi-am dat seama că eram într-o neînțelegere și atunci mi-am spus deschis celor de la editură, fraților, nu știu dacă sunt potrivit eu să scriu cam ce vreți dumneavoastră să faceți aici, cred că mă depășește un pic. Și am zis, pot să vin cel mult cu o privire foarte exactă, o privire de reporter, o privire fermă, orientată către realitate și să povestesc ceea ce văd eu zilnic în jurul meu. Au fost de acord, în mod surprinzător, m-am bucurat și am început să povestesc ceea ce văd atunci când sunt în București, mai rar decât mi-aș dori, în locul în care trăiesc. Eu trăiesc în cartierul Tei, pe care îl alin mahala, nu e într-o totul mahala, este și mahala, ceea ce din nou nu e peiorativ deloc. Și am făcut pur și simplu fotografia acestui loc în acest timp. Adică am încercat să umplu textul meu cu povești despre arhitectură sau case sau era oameni mai competenți decât mine să facă asta, ci cu oameni decupați din realitate, cum trăiesc ei astăzi și cum arată. Adică dacă va citi cineva, cred, peste 40 sau peste 50 de ani acest text,
să vadă un pic din... V-am supărat cu ceva? Cred că ar putea să înțeleagă un pic din cum erau oamenii acum, în 2016, și cum au fost în ultimii 10 ani de când stau eu acolo, ce gândeau ei, ce vise aveau, ce așteptări aveau, toate zdrobite, evident, de viață, ce gânduri îi animă încă, ce muzică ascultă, e foarte frumos. Mahalaua e un, e un loc minunat pentru că îți oferă tot timpul senzații foarte puternice și sunt și senzații olfactive foarte puternice la noi. E o muzică aparte care se ascultă trainic, e o artă culinară deosebită. Practic am vrut să las o scurtă mărturie despre ceea ce trăim, să fie o chestiune, o textualitate impregnată de viață, că, na, așa ne-am învățat la ziar, cu oameni vii. Și nu doar, dar și cu o memorie, că o să vedeți că sunt, cel puțin în fața blocului unde locuiesc eu, se joacă niște partide din astea de table eterne, care se transmit din generație în generație, adică e o... nepoții primilor jucători le continuă, așa, e foarte frumos. Teiu e un cartier latino-american, îl recomand, oamenii sunt binevoitori, în ciuda aparențelor. Se iubește mult la noi în cartier și foarte, foarte complicat, foarte, nu e nimic simplu, adică aparent, na, punem ștampila asta, așa e în Mahala și mergem mai departe. Nu e chiar așa. Și în ultimul timp, ca ziarist care sunt foarte puternic atras de probleme sociale, am mai, cel puțin, anul ăsta, foarte mult în Ferentar, care e un alt gen de loc. Cândva, într-o ediție viitoare a Bucureștiului, dacă nu v-am amăgit prea tare din prima, o să pot să vă descriu Ferentar și Giurești-Sârbe, care mă ocup acum, unde e un alt parfum. Dar Teiu a devenit cumva acasă, e acasă, ăștia suntem, mergem înainte, nimeni nu e... asta îmi place, eu un continuu provizorat la noi, nu e nimic definitiv, într-adevăr e... uneori asta ducea la niște istorii tragice, dar dacă îți place viața pur și simplu, cred că această continuă nesiguranță în care trăiesc oamenii, chiar și o nesiguranță de azi pe mâine, așa un trai pe munchie de cuțit, are un farmec aparte și dacă te uiți cu atenție și cu plăcere la oamenii ăștia, o să descoperi mai mult decât scrie chiar și în cărți despre ei. Nu știu ce să vă mai spun, să citiți dacă vă place, dacă nu vă place, asta e. Mai încercăm data viitoare, dacă vă există. Mulțumesc! Mulțumim domnul Andrei Plăciun și pentru diversificarea centrului de vedere, aș zice să ne mutăm dinspre periferie spre centru. Și o să o rog pe doamna Ioana Nicolae să ne spună cum arăta Bucureștiul anului 1987. Cred că mai ales Iustina pe criteriu margine-margine, nu? E foarte bine. Bună ziua, întâi vreau să bună seara, vreau să vă spun. Sunt foarte bucuroasă că suntem aici toți împreună și eu sunt cu asupra de măsură bucuroasă că sunt în această carte alături de niște autori pe care eu îi admir foarte tare și alături de niște povești extraordinare pe care eu le recomand tuturor. Și o să vă spun și de ce, așa în câteva linii. Întâi și întâi, pentru că veți găsi aici două lucruri diferite. Veți afla foarte multe lucruri despre București, despre orașul București, despre istoria lui, despre cartierele lui, despre, mai ales despre secolul 20 al Bucureștiului, aș spune, pentru că așa sunt mărturiile.
vezi ghici în fiecare poveste, cum să spun, coloana vertebrală a istoriei ultimelor sute de ani. Dincolo de asta, veți mai descoperi și altceva, și anume foarte, foarte multe mărturii personale și foarte multe povești. Este o carte în care veți avea episoade de istorie. Mie capitolul acela de 50 de pagini de la început mi s-a părut extraordinar de profesionist făcut și vă spun asta pentru că am citit foarte mult despre București la un moment dat, eu însă îmi scrii în textul unui album despre București, nu știu când dintre dumneavoastră știți acest detaliu, dar eu am scris acum vreo 10 ani un astfel de text sau mai mult, acum vreo 15 ani. Și atunci am citit istoria Bucureștiului, multă, multă de tot. Și când am găsit acest text la începutul cărții, am zis, ăsta e. E foarte bun, e foarte structurat. Vreți să știți ce-i cu acest oraș din punctul acesta de vedere? Primul text este minunat. După aceea veți găsi fragmente eseistice, care iarăși sunt foarte puternice și foarte impresionante în felul lor, pentru că vă vor pune pe gânduri. Și al treilea lucru, veți găsi iar următor multe, multe povești. Bucureștiul care iese din cartea asta este un București firește al nostalgiei. Nostalgia este liantul care ține la loc, ține în fața noastră un fel de mare, mare mozaic în care ne putem închipui, știu, fiecare autor își desenează imaginea propriului București. Ei, dar acest mozaic nu este complet, pentru că eu sunt convinsă că fiecare dintre dumneavoastră aveți propria poveste despre București, propria legătură cu Bucureștiul, propriile cartiere, propriile întâmplări, propriile amintiri, iubiri și așa mai departe. Toate acestea sunt în completare. Volumul o să vă provoace și o să vă transmită această reacție. Sunt în completarea imaginilor pe care mi le-au dat autorii. Acum, eu vreau să vă spun mulțumesc pentru intervenție, nu știu ce a zis domnul, dacă era supărat. Suntem, da, foarte bine, suntem în București, la ceas de vară, fierbinte. Sunt lucruri care pe mine m-au impresionat foarte, foarte tare. Ele sunt presărate în toate poveștile. De exemplu, și o să vă spun doar câteva, imaginea unui porumbel care se joacă în parcul Cismigiu sau a unui copil care se joacă cu un porumbel în parcul Cismigiu este foarte picturală, foarte frumoasă. Este o pagină extraordinară. Imaginea unui aviator și domnule Petrescu, mi-a plăcut atât de mult povestea dumneavoastră. Imaginea unui aviator care trebuie să aducă un... suntem imediat după război, prin 46, dacă nu mă înșel eu, trebuie să aducă un avion care nu mai are combustibil. Trebuie să-l aducă și să-l aterizeze în București și se întâmplă acolo un accident. Mă rog, e cât pe ce să moară niște oameni, dar aviatorul acela desăvârșit reușește până la urmă să nu omoare oameni, nici altceva. Vă las pe dumneavoastră să descoperiți ce anume. Este extraordinar, ca și multe, multe, multe amintiri despre oraș. Imaginea unor copii care sunt luați de valul demonstrațiilor de 23 august, care se întâmplau, știți cum erau, și sunt luați și în momentul în care ei sunt prinși în aceste manifestații, nu se pot întoarce acasă să le spună părinților, știți, eu am plecat la demonstrație. Nu, ei sunt prinși ca într-un clește și trebuie să urmeze drumul parcurs de oamenii de acolo și ajungem după 3-4 ore înapoi acasă. Nici nu știu, sunt foarte multe imaginea unor cartiere. Am zis un text foarte, foarte frumos, Tatiana Niculescu Brand. M-a impresionat pe mine foarte mult pentru că acolo apare acel bunic. A spus ceva despre bunic, dar vă spun eu că este un om extraordinar, este un fel de genius tehnic și este foarte, foarte pasionat, are plin, plin de tot felul de aparate și relația cu copilul este foarte frumoasă.
Sunt multe lucruri impresionante în această carte. Pe mine m-a bucurat mult să o citesc, să o descoper, să văd că sunt atâtea chipuri ale acestui oraș. Mai vreau să spun ceva. Anul trecut a apărut o antologie scrisă de poeți, s-a numit București, o epopee participativă, în care au scris 40 de poeți. Acolo, nu o să descriu conceptul acelei cărți, a fost un volum coordonat de Svetlana Cristian, dar o să spun așa, ce m-a frapat era că mai toți poeții vorbeau despre tei, mirosul de tei. 3 săptămâni, cred că toți știm, suntem fericiți, suntem scăldați în acest miros în București. În cartea asta am găsit foarte multe dude. Și am hotărât că dudele sunt ale prozatorilor și mirosul de tei al poeților. Povestea mea, o să vedeți, eu sunt de la margine, adică e foarte bine că mi s-a dat microfonul așa ca fiind de la margine. Este povestea unui copil care vine din Transilvania, dintr-un orășel foarte mic, St. George's Bay, având 13 ani, în anii 80, într-o excursie în București. Este ceva halucinant, pentru că se vine o noapte întreagă cu trenul, așa se făceau acele excursii, erau strânși copii dintr-un întreg județ, urcați într-un tren, se venea o noapte întreagă cu trenul, că atâta e departe, se vizita Bucureștiul, dar asta însemnau 3 destinații, vă spun una, era Muzeul Tovarășului Nicolae Ceaușescu, asta era prima destinație, nu vi le spun pe celelalte. După ce se vizita orașul, copiii erau duși în gară, urcați în tren și noaptea următoare duși acasă. Am supraviețuit, sunt aici în fața dumneavoastră și după aceea am descoperit că mulți copii au trecut prin experiența asta. Iustina Croitoru mi-a spus că a trăit-o și ea, dar mi-au mai spus și alții. Doamna Tabacu, felicitări pentru ideea acestei antologii și felicitări editurii Humanitas. Doamna Tabacu este într-o dublă ipostază în această seară, pe o parte de editor și pe partea cealaltă de autor, între ceilalți autori. Și atunci, deși nu se aștepta, eu am să-i dau cuvântul să ne spună despre ce a scris. Mulțumesc! Nu am să vă spun prea multe, pentru că textul este un fragment din ceva ce ar trebui să fie mai cuprinzător și este mai cuprinzător, sper să și vadă lumina tiparului cuiva. Este vorba despre povestea copilului de 5 ani, care a ajuns în București pe nepusă masă și care a apucat să-l descopere în felul în care era atunci, adică prin anii 60. Și el era complet diferit. Ideea mea a fost aceea că trebuie cumva să restitui cititorului din ziua de astăzi și poate că și celui de mâine cumva, acel mod în care se trăia atunci, felul în care arăta Bucureștiul atunci, felul în care arătau locurile de atunci, în cartierul în care am trăit eu. Eu am copilărit pe Ana Ipătescu, pe Bulevard pe Ana Ipătescu și veți regăsi acolo apozarul, sifonăria, alimentara, piața Amzei, povestea cu demonstrațiile despre care spunea doamna Nicolae și alte locuri care mi-au rămas în memorie și pe care le aduc în fața dumneavoastră cu vocea și cu gândurile și cu impresiile copilului de atunci. Aș vrea să izbutesc să vin și cu celelalte fragmente de text și să le pun cap la cap, pentru că ele abia atunci vor avea un înțeles. Cam asta e. Mulțumesc! Mulțumim! Împreună cu domnul Marius Constantinescu și prin intermediul textului lui facem o largă plimbare prin București, începem din Cotroceni, Grădina Botanică și ajungem tocmai în Dorobanți. Totul se petrece acum, în 2016.
Da, mulțumesc foarte mult. Bună seara mai întâi de toate. Primul lucru pe care aș vrea să-l spun înainte de a rezuma această primare, care nu e chiar atât de largă, este un fapt care mi se pare interesant. Am lansat această carte la Bookfest în ziua în care, nu știu dacă să spun, ne-am ales primar sau a fost ales primarul general al capitalei. Și iată că facem a doua lansare la o zi după ce avem doi viceprimari. Mi se pare foarte interesant această potriveală, pentru că aș spune că paradoxul este cum nu se poate mai accentuat. Sunt realmente două universuri paralele, Bucureștiul din această carte și Bucureștiul despre care vorbim și Bucureștiul pe care îl avem în acest moment. Atât cu partea de contemporaneitate. Bucureștiul despre care am scris eu este foarte simplu un București căzut în această capcană a nostalgiei după copilărie și este un București bicefal. Este Bucureștiul văzut, mai întâi învățat să-l văd atunci când eram copil și reînvățat să-l văd cu un copil alături de mine. Eu am crescut în militar, lângă Politehnică și în Politehnică. Am fost copilul anilor 80, pe care îl găsiți în majoritatea filmelor din cinemaul neoromânesc, poate de aceea și rezonez atât de bine. N-am avut la modul propriu cheia legată de gât, dar am avut toate însușirile acestor copii care s-au jucat printre betoane, printre blocuri, prin parcări, printre mașini și, evident, în parcul Politehnicii. Pe de altă parte, prin prisma profesiei tatălui meu, am mers mult prin Cotroceni și prin zona operei și cred că acolo am învățat să văd acest București așa cum bine sintetizează Marius Chivu în recenzia sa din Dilema Veche, acest București al mărunțișurilor. Spun eu, într-un fel autoironic în text, că probabil o privire macro mi-a lipsit întotdeauna. Și atunci, neavând-o, cred că într-un fel am sublinit-o cu o privire micro, care a focalizat de-a lungul timpului pe foarte multe detalii. Ca atare veți găsi un București al detaliilor în textul meu, un București al acestui cartier Cotroceni frumos, slavă Domnului că și astăzi încă își păstrează în primul rând această virtute, dar este un București al clișeelor realmente decupate. Fie că vorbim de copaci, sunt foarte multe repere vegetale în orașul meu, fie că vorbim de detalii arhitectonice, fie că vorbim probabil de o predilecție a mea pentru casele frumoase. Scriu acolo că îmi plac foarte mult casele hispano-maure, care încă mai există câteva în București și inclusiv în zona Cotroceni sunt câteva dintre cele mai frumoase exemple. Cert este că probabil am purtat cu mine această predilecție spre a vedea mai degrabă decât imaginea întreagă, de a vedea detaliul din imagine și astăzi. Și cred că, într-un fel, ea îmi face bine, pentru că dacă ne uităm în jur, Bucureștiul poate foarte ușor să cadă în clișeul unui oraș, nu neapărat urât, dar cu siguranță unui oraș nefrumos, deloc prietenos. Și atunci mă gândesc că o variantă de a ne-l prezerva și de a ne-l face cât de cât aliatul nostru, pentru că devine de rău trăim în el, este și aceasta. Nu o privire cu ochelari de cal care exclude ansamblul, ci o privire care poate favorizează detaliul, pentru că în detalii, disparate de multe ori, poate de aceea se și cheamă textul meu Jobor de Mozaic, Bucureștiul poate să fie, dacă nu neapărat un oraș frumos, atunci cu siguranță un oraș cu mult farmec. Și eu continuu să cred, eu sunt un om care se simte bine în București și nu l-ar da pentru multe alte orașe. Un alt paradox care ține probabil de un tip de personalitate oarecum schizoidă, i-aș spune, este un oraș care, aș spune eu, că păstrează încă acest tip de enclavă frumoasă și cartierul Cotroceni este una dintre ele. Sigur, și zona Dorobanți, în care cu onor îmi duc existența profesională de niște ani buni, este și ea o astfel de enclavă. Cert este că sunt lucruri sau sunt fragmente de urbanitate
pe care eu nu le-am găsit la o primă lectură sau poate chiar la o lectură repetată în multe alte orașe europene, pentru că deocamdată grosul orașelor europene sunt cele pe care le-am văzut. Așadar, pentru un București al detaliului am pledat și, evident, așa cum se întâmplă, cred de altfel, cu toate textele din această carte, pentru un București văzut în oglinda, evident, deformatoare, dar cum nu se poate mai fermecătoare, a filtrului personal. Și evident că și eu vreau să-i mulțumesc și să o felicit pe doamna Gabriela Tabacu și mulțumesc și Editurii Humanitas, pentru că mi-a oferit acest prilej de a face inclusiv puțină arheologie în amintiri și de a scoate din ele fragmente de poveste. Mulțumesc, domnului Marius Constantinescu. Tot despre un fragment al bucureștean este și textul doamnei Ioana Corbulescu, un text absolut superb, de avem, cum ziceam, am scris un București cu de toate. Un București cu muzică superbă și claxoane, cu parfumuri îmbătătoare și miasme de nesuportat, cu imagini superbe și imagini care scrie retina. Bună seara, mulțumesc și eu. Marius Constantinescu spunea în textul lui că nu i-a fost niciodată dor de București, dacă mă amintesc bine. Mie mi-e dor de București chiar când trăiesc în el. Mi-e dor de acel București, de acel București pe care îl dorim cu toții. Și mie îmi place orașul, deși nu sunt născut aici. Și de câte ori mă întorc din străinătate, de curând am venit de la Londra, mi se pare, să știți, tot mai acceptabil. Mi se pare un loc tot mai bun pentru trăit. Nu glumesc deloc. Dacă orașele ar putea fi educate și dacă Bucureștiul ar putea fi educat, se înțelege cu tot cu oamenii din el, dacă ar fi un pic mai puțină bădărănie, Bucureștiul ar deveni unul din orașele cele mai plăcute în acest moment. Slavă Domnului, nu avem terorism, nu avem ploi nesfârșite. Nu, am spus că nu avem, n-am spus că avem. Așadar, este un oraș frumos. Cartea pe care a alcătuit-o, orice carte are o arhitectură. Această carte are chiar o arhitectă, nu numai o arhitectură. Deci cartea alcătuită de Gabriela Tabacu și de, aș spune, inginerul constructor Justina Crăitoriu, e foarte important și acest rol, dă seama de un asemenea București plin de frumusețe și în care, într-adevăr, cum spunea Monica Pilat, ne întâlnim. Orele fiind înaintate, am să fiu foarte scurtă în ce vă spune. S-a vorbit mult despre numele străzilor. Eu am afirmat cu destul îngânfare în carte că locuiesc pe strada cu cel mai frumos nume din București, și Portul Fântânilor. Lumea nu prea știe ce înseamnă șipot. Nu e tot una cu șopot, cum ar putea părea, dar există o asemănare sonoră care face bine la ureche. Dar am găsit chiar în jurnalul lui Titu Maiorescu că și el căuta cuvântul șipot, ce înseamnă. Și deci nici el nu știa chiar ce înseamnă șipot. Este acel lent care se pune la un izvor. Numele vine de la izvoarele din București, poate chiar de la izvorul Ierinescu. Am găsit într-un text de pe internet că chiar în locul unde ar fi blocul meu, ar fi locuit la un moment dat Ierinescu. Nu am confirmarea absolută a acestui lucru, dar sigur izvorul lui Ierinescu din Cișmigiu ar putea să fie o confirmare. Ce e sigur e că în blocul în care locuiesc au locuit Petre Țuțea și mai recent Cristian Mungiu, care, cum se și vede, e cu câteva etaje deasupra mea, adică era și a și rămas deasupra mea cu câteva etaje. În rest, vecinătatea e plăcută, Victor Evenciuc este
vecini, unul cu Marian Mișuț, că stau într-un mediu mai degrabă artistic, cu conservatorul vis-a-vis și cu muzica de la conservator pe care o aud în fiecare dimineață și cu care m-am obișnuit. Am mai mult noroc decât muzica aia trainică sau cum tiranică mai degrabă de la Mahala, dar și eu tot la Mahala stau, pentru că orice bloc este o Mahala. Și de asemenea avem și bucuria să auzim în Cișmigiu trei zile întregi de muzică, nu pot să spun din care, de vineri seara până duminică seara, se aude la maximum. Bun. Ce aș mai vrea să spun numai este că această carte merită citită pentru că încearcă să fixeze acest fluture care este Bucureștiul într-un fel de insectare. Orașele nu pot fi fixate în insectare, pentru că ele se schimbă absolut în fiecare clipă, cu fiecare clipă care trece. Dar cărțile fac această operațiune și în timp ce vedem încă fluturi afară și în primăvara aceasta am văzut fluturi, am văzut București între bule și un cărăbuș, nici nu credeam că mai există cărăbuș. Deci în timp ce fluturii zboară pe afară, vă rog să priviți acest fluture care este Bucureștiul și cu care fac trecerea spre Mircea Cărtărescu, care este ultimul, dar nu cel din urmă. Bună seara, vă spun și eu. Iana Nicolae, soția mea și cu mine, am venit azi noapte la 2:30 pe Otopeni. Văd că ea e destul de vioaie așa, în seara asta eu sunt exact împotrivă. De aceea mă făcusem cât mai mic aici, încercând să mă dau drept om din public și să scap de datoria de a spune. De marea plăcere de a spune câteva vorbe, voi spune foarte puțin, foarte, foarte puține. Am fost foarte onorat să fiu invitat să dau un text la această antologie, dar am avut o mare rezistență și reticență pentru că, spre deosebire de cei mai mulți, toți, de fapt, dintre colegii mei de antologie, eu cunosc foarte puțin Bucureștiul, deși sunt născut în București, dar sentimentul meu este că însuși conceptul de oraș este un concept atât de complex, un concept intelectual atât de înalt, încât nu l-am înțeles niciodată prea bine. Nu știu ce înseamnă să te naști într-un oraș, să trăiești într-un oraș, să crești într-un oraș. Eu nu am crescut într-un oraș. Am crescut într-o serie succesivă de vecinătăți sau de, știu eu, de comunități. N-am avut sentimentul că trăiesc în București până când am mers la facultate. Poate nici atunci, poate nu l-am nici acum. Orașul București care apare în cărțile mele se numește doar întâmplător la fel cu orașul în care trăim cu toți în mod obiectiv. Și chiar este o întâmplare sâcâitoare pentru mine. Ca atunci când mă întâlnesc sau vorbesc cu oameni care au același nume ca al meu. De pildă mă sună Mircea Vasilescu. Salut Mircea! Salut Mircea! La revedere Mircea! La revedere Mircea! Sau Mircea Mihăie și așa mai departe. Ai un sentiment puțin neplăcut, chiar dacă oamenii aia sunt prieteni cu tine, când au același nume ca al tău. Sau cum se întâmplă cu mama. Mama nu e o mamă. Nu e o ființă oarecare care are copii. Este mama mea. Eu sunt gelos și pe faptul că este și mama surorii mele. Adică în mintea mea psihologic este numai mama mea. Însuși cuvântul mamă înseamnă mama mea, de fapt. Nu există altă mamă pentru mine. Așa este și cu orașul care există în cărțile mele. Este orașul meu. De asta, acum mulți ani, am scris acest text pentru Lepra Internațional, care se numește Bucureștiul meu. Înainte, cred eu, sunt un protocronist, mă laud cu asta, înainte, cred eu, să înceapă moda acestor orașe personale. Am mai văzut că s-au făcut și
Clujul meu, Sibiul meu și așa mai departe. Dar eu simțeam foarte intens acel meu. Simțeam foarte, foarte intens, că de fapt nu vorbesc despre un oraș real, despre un oraș despre care se poate discuta și s-a discutat din toate punctele de vedere, sociologic, arhitectonic, știu eu, arheologic, istoric, în toate felurile cu putință. Nu, eu vorbeam despre un oraș care s-a dezvoltat embrional în interiorul meu. Un oraș care a fost inițial o singură cameră dintr-o singură casă, ca în poemul acela lui Celunaum, și apoi, încetul cu încetul, s-a extins asupra întregii case, casa nașterii mele, să spunem așa, și apoi, încetul cu încetul, s-a solidificat ca un fel de gheață care se întărește radiar așa în jur, încât ceea ce trăiam atunci și care nu era niciun oraș, nici București, nici nimic altceva, era realitatea însăși. Realitatea mea personală se extindea tot mai mult pe măsură ce și mintea mea se extindea tot mai tare. Pentru că se știe că până la 4 ani gândim cu altă de creier și altă de minte decât după aceea. Și încetul cu încetul, orașul a crescut în jurul meu, fără să știe că e oraș, fără ca eu să știu că este un oraș, era locul în care trăiam și care era ca o pielea mea, se identifica cu mine însumi. Până când am ajuns la școală și la liceu, la liceu deja era o ieșire din triunghiul Bermudelor al mamei mele, pe care probabil că îl amintiți, delimitat de cinema Volca, cinema Melodia și cinema Floreasca, și din care părinții mei nu ieșeau niciodată. Nici eu nu ieșisem până atunci. M-am dus la liceu la Cantemir, care era câțiva pași în afara acestui triunghi. Și apoi mi-am dat seama cu adevărat cum arată orașul obiectiv București, abia la facultate. La facultate am mers prima dată în centru. Eu eram om de cartier. Nici măcar nu numeam cartier acea vecinătatea mea. Era locul în care mă vedeam cu prietenii mei, băteam aleea circului împreună, mergeam, știu eu, cel mult până la cinema Floreasca, care era foarte departe, era departe de tot. Și când am ajuns în facultate, când am dat examen la facultate, la litere, am văzut Bulevardul Magheru, centrul orașului cu, nu știu dacă era făcut intercontinentalul deja, cred că încă nu era intercontinentalul, sau în perioada aceea s-a făcut, și cu Teatrul Național și cu toate locurile din preajmă. Și atunci, într-adevăr, mi s-a părut că trăiesc în cel mai frumos oraș din lume. Nu puteam imagina ceva mai frumos, ceva mai strălucitor, ceva mai minunat. Țin minte că în primele zile de facultate, toamnă, tunigei, soare intens și acea răceală a luminii de toamnă, trebuia să facem un fel de pendulare așa între facultatea de litere și facultatea de limbi străine, unde făceam limba engleză. Acolo și mergeam cu colegii mei de-a lungul Bulevardului Magheru. Aș fi putut fi în mintea mea, care nu cunoștea alt loc decât Bucureștiul, aș fi putut fi la New York. Aș fi putut fi oriunde în lume. Mi se părea un oraș formidabil, ceva imposibil de imaginat, ca frumusețe. Și în cele din urmă, foarte, foarte greu, prin diferite locuri prin care am trecut, prin diferite aluviuni din acestea, cum spunea colegul nostru, cioburi din acestea care se sedimentează încetul cu încetul, s-a format și în mintea mea un fel de oraș, un fel de loc care este mai curând interior, care seamănă mai mult cu mine decât cu Bucureștiul real. Nici acum nu cunosc Bucureștiul real, deci o fac șopeată Ioana prin el, eu nu vă descurc. Și dacă mă întrebați o adresă, așa sau un cartier, știu eu, puteți nimeri peste un loc unde n-am fost niciodată. Nu am fost prin tot orașul, nu-l cunosc cu adevărat, nu știu ce e. Și ultimul lucru pe care vreau să vă spun este că întrebarea aceasta s-a mai spus acum. Dacă Bucureștiul este un oraș frumos sau urât, este cu totul și cu totul irelevant. Pentru mine nu are niciun fel de relevanță. Pentru mine orașul București este în afara ideii de frumusețe sau în afara ideii de valoare. El este realitatea mea. Nimeni nu întreabă, ca să ne întorc la povestea cu mama, nimeni nu se întreabă dacă mama e frumoasă sau e urâtă.
nu există această discuție. Mama nu trebuie să fie frumoasă sau urâtă. Ea este, ea există, ea este în jurul nostru. Ea este parte din realitatea noastră solidă, tangibilă. Și asta este mare diferență pentru cel care este bucureștean cu adevărat și care și-a apropiat încetul cu încetul acest oraș, este marea diferență dintre București și toate celelalte orașe din lume, toate celelalte locuri din lume. Celelalte locuri pot fi frumoase sau urâte. Ioana s-a întors de la Londra, eu m-am întors de la Roma azi noapte. Orașe care sunt incomparabile cu Bucureștiul, dar nu pentru că sunt mult mai frumoase sau mai strălucitoare, ci pentru că nu pot compara Bucureștiul cu niciun alt loc din lume. Bucureștiul este Bucureștiul meu. Niciun alt loc din lume nu este al meu. Mulțumesc mult! Și mulțumindu-le la final tuturor autorilor, prin copartă, într-alta, pentru textele minunate pe care mi le-au dat. Îmi pare rău că n-am avut gândul cel bun de a pune la sfârșitul cărții niște pagini albe liniate, pe care să vă scrieți și dumneavoastră propria poveste. Dar oricum vă invităm să o faceți. Mulțumim tare mult că ați fost în seara aceasta alături de noi.